astăzi merge cu trenul Astra Transcarpatic. Ei spun că e un tren de lux pentru condiții din România. Sunt curios să văd dacă chiar așa este. Bine ați venit și astăzi vă invit la un nou video, la un nou trip report cu trenul privat Astra Transcarpatic la București. Salut și bine v-am găsit, sunt aici în Timișoara Nord. Este aproape ora 9:30 și astăzi voi merge cu trenul Astra Transcarpatic. Acest tren, pentru cine nu știți, este operat de o companie privată de care face și vagoane, Astra Arad, și au doar 3 rute momentan. Arad Timișoara București de noapte, București Brașov și București Titu. Și vara mai au spre București Constanța. Și trenul acesta care se prelungește până la Constanța. Chiar sunt curios să vedem cum este. Și acesta este vagonul cu care voi cători la București. Vagonul numărul 4, vagon de dormit. Și acesta este vagonul de dormit cu care voi călători la București. Eu voi călători într-o cabină la clasa 1 în regim single. Chiar o vedeți aici cum arată. E un singur pat, voi fi singur în cabină. Și la o primă vedere arată bine, curat și modern. Bun, și am ajuns și în cabină, în tren. Trenul a plecat cam cu 5 minute întârziere. Aș veni cu 5 minute întârziere, dar aș pleca cu 5 minute întârziere. Sunt într-o cabină de o persoană. E bine, e destul de modernă. Am pus și imaginile mai înainte. Aici avem și ghiuveta. Ce pot să vă spun? Eu am mai mers cu un vagon de dormit recent, dar nu în România. Am mers cu NightJet-ul austriac și cu cel CSKA Drahin. Ce pot să spun e că aici cabina e mai mare și nu sunt la deluxe, sunt la cea standard, cea deluxe e mai mare și a ieșit duș. Doar ce am primit și apă și un sandwich, am cerut de la controlor, foarte de treabă, foarte fain. Bun, o să încep și cu minusurile. În primul rând, nu primești prosop sau șlap sau un kit de mai multe lucruri, cum ar veni de spălat pe dinți, un prosop, un suc. Na. Asta le-am primit la început atât la cehi cât și la austrieci și că nu se poate închide vagonul cu ușa pe din afară. Ăsta e un minus. Dar asta așa la cald spus acum. Vreau să vă arăt o chestie, mă trebuie să mut. O să mut imediat. Așa, am mutat acum. Deci aici e... presiune destul de bună. Aici e cumva ghiuveta. În mod normal aici este de... aici e spațiul de care vă vorbesc, ăsta să fac wide. Spațiu mai mare care nu există în mod normal. Și de asta mi se pare mai spațios decât... deci, la austriești nu mai aveai partea asta. Și se simte, credeți-mă. Chiar și pentru două persoane mi se pare ok, aici ar fi fost patul de sus la o singură persoană, dacă e single, e doar patul de jos, suficient de mare. Și e ok, un pic de cât de gine în vagon, dar cred că e de la linie mai mult, dar se poate dormi. Și aici este tot sistemul foarte funcționabil de căldură, luminile, și de aici se pot acționa. Așa se stinge de aici și se va prinde acela. All in all, este foarte fain. O să mergem să vedem și băile și vă arată și compartimentul și sper să fie o noapte faină. Da, deci există și duș, baile curate, foarte fain. Ce am uitat să menționez, zic că ușa se închide pe interior, am și închis-o acum.
și că nu prea există o masă unde să-ți pui lucrurile, din păcate, nici aici și nici în spatele meu acolo, asta e rău. Și un alt aspect e că prizele sunt sus. Cumva are logică pentru ca să ajungă și când e patul de sus deschis, dar trebuie să fie foarte lung încărcătorul sau ceva. Aia ar problema. Și acum haideți să explorăm trenul, cele trei vagoane ale trenului. Acum ne aflăm în vagonul de dormit, vagonul primul după locomotivă în care mă aflu și eu, dar înainte de a continua, doresc să vă fac o invitație în cazul în care nu sunteți abonat la canalul meu și vă plac filmulețele despre trenuri atât din România cât și din străinătate, să vă abonați ca să puteți vedea când vor apărea următoarele filmulețe mai ușor. Vă mulțumesc! Și acum trecem în vagonul următor, al doilea, vagonul cu șetă. Și aici sunt surprins să văd că toaleta are și duș, e o chestie care n-am mai întâlnit-o ca la cușetă să avem asemenea condiții, deci un mare plus pentru Astra Transcarpatic. Și în timp ce ne îndreptăm spre vagonul de clasa a doua, voi pune pe ecran prețurile pentru diverse clase de acest tren. Și așa arată vagonul de clasa a doua. Estimez eu că era cam 70% plin, în viitor o să vreau să merg și la clasa a doua să vedem cum este. Dar asta într-o altă călătorie și alt video. Pe coridor la vagonul cu șetă parcă arată mai fain decât la vagonul de dormit. Cred că am uitat să spun că călătoria durează cam 10 ore. Vom ajunge la 7:20 în București, acum e aproape ora 10. Să mă fac și o comod. E destul de cald în tren, am dat puțin mai încet temperatura, mă pun să citesc o carte, mai văd pe geam stațiile care urmează, vi le arăt și vouă. Patul pare ok, puțin tare mic al cel de acasă, dar e destul de spațios, destul de bine, eu nu am loc. Bine, eu nu sunt foarte lat, da, eu am picioare lungi, nu sunt foarte lat, deci pe lățime eu nu am problemă. Și pe lungime, na, nici pe lungime nu cred că am probleme. E destul de ok de dormit o persoană, eu zic că doarme bine, deci fie o călătorie confortabilă. Am ajuns în Lugoj, era aproape ora 11 seara și voi decide să mă bag la somn și ne auzim dimineață, vedem cum a fost noaptea. Și dimineața m-am trezit cam cu o oră înainte de a ajunge la București, înainte de videle. Pot spune că m-am odihnit destul de bine, am reușit să am câteva ore bune de somn. Un minus ar fi faptul că în vagon, în cabina mea, se auzea un zgomot destul de enervant, așa, ca un fel de creieraș și n-am putut să-l identific de unde. În rest a fost ok și avem parte și de un răsărit foarte frumos. Bună dimineața! Apropiem, intrăm la București. Pot să spun că a fost o noapte destul de odihnitoare. Mi-a plăcut experiența, spun acum în concluzie așa la cald. Vagonul, ați văzut și voi, e nou, e curat, e curățenie și la baie, este un lucru foarte bun și din păcate CFR știm că nu stă așa de bine, așa că faptul că Astra oferă acest lucru mă bucură. Punctele mai puțin pozitive ar fi calitatea drumului. Nu e vina trenului, e vina căii ferate, dar între Filia și Craiova și după Craiova spre București, unde s-a prins viteză, linia a fost destul de bălângânea în stânga, în dreapta, nu era foarte, foarte fain. Putem vedea când începe și răsăritul. Trenul are cam 20 de minute de întârziere, 15-20, dar este decent, nu consider că e vina operatorului. Așa, ca o concluzie de final, îi spun că sunt un tren de lux, nu consider a fi un tren de lux, dar consider un tren decent și vom vedea dacă este mult peste CFR, peste 3 zile o să urmeze să fac drumul București-Timișoara și o să fac tot la vagon de dormit single, cabină single, dar cu CFR și atunci vom putea vedea comparația. Până una alta, eu mă apropo
București și da, chiar m-am odihnit, o experiență bună. O să pun imagini și o să vedem cu Calea în București și cu gara din București. Nu am mai fost de aproximativ 5-6 ani în București Nord, deci sunt curios să văd ce găsesc. Și am ajuns și la București Nord. Acum vă arăt cum arată o cabină cu două paturi deschise. Cam așa se prezintă spațiul. În rest, călătoria mea a fost bună, m-am odihnit, o recomand. Și acum o ultimă privire pe timp de zi a trenului cu care am ajuns la București. Și cam aceasta a fost călătoria de astăzi, la București Nord, cu trenul Astra Transcarpatic. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut și v-a fost